Aha. Tu și știu că așa asta pare mai frumoasă. Să vedem. Deci bățul ăsta este minune. Astăzi mergem după știucă. Încercăm să prindem niște știuci punctabile. Punctabile la concursul ăsta înseamnă 45 de centimetri. Și alea sunt cam rare. S-a făcut multă știucă, e plin de mârlițe pe multe lacuri, lucru îmbucurător. Cele mari însă sunt mai greu de păcălit sau nu sunt așa de multe. Astăzi încercăm să vedem dacă știuca va fi peștele câștigător la concursul ăsta, că până acum n-am tras foarte multe concluzii. V-am pupat! Zilei. Hai să vedem dacă e punctabilă sau nu. Poate îi. Poate nu îi. Eu zic că era cam 45 asta. Acolo și Dan una la spinnerbait. Nu știu dacă are, n-are. Dar poți să o cântărești, să fim siguri. Să o cântărești, să o cântărești pe metru, te rog. Aproape de stuf. La două păli. La două păli. Acolo stau peștișorii mici, probabil, mulți peste noapte. Eu zic că are 40. Da. Da, n-are 45. N-are vreo 42, 43 pe acolo. Mă, stai, stai, stai. 43. Să vede. Uite frumoasă. Aici sunt și alte tipuri de plante. Care arată foarte bine locul ăsta. Arată, a știu că. Asta știu că bine de tot. Vin de peștișor în mal. Să
perie de oscilantă. Aha. Și lângă ei este și știucă. Așa asta pare mai frumoasă. Să vedem. Deci bățul ăsta este minune. Asta pare punctabilă. Da, da. Pare că este peste 45. Asta deja e o știucă frumoasă. No, iau cu mâna. Se pare că sunt știuși frumoase. Astea sunt noile lansete de la Rapala Countdown, atât vă zic, de năluși reactive, sunt minune, minune. Foarte faină știucă. Măsurăm 52-3 aproape. 53. O știucă frumoasă. Faci o poză cu ea, te rog. Du-te, frumoasă. Încă una mică, dar măcar avem activitate pe zonă. Da. Prima era un clește de ăsta cu brațul lung, e esențial în pescuitul știucii. Te ajută și pe tine să nu te rănești și mai ales și pe ele să le extragi triplele cât mai ușor, fără să le hrănești, branhiile. Hai să continuăm, că pe zona asta pare că ține știucă. E și apa mai limpede. Primul loc pe care ne-am oprit era apa mai pușcată un pic. Erau plante. Nu înseamnă că nu se poate sta știucă și acolo, dar uite aici, e genul ăsta de smocuri. Pe lângă clasica iarbă, e și smocurile astea care sunt foarte interesante. Și nu ne plac doar nouă, le plac și știucilor, după cum ați văzut. Lanseta asta am folosit-o la avat. Numai ce-i prima dată când pescuiesc cu ea. Am folosit-o la avat ieri. Pe Dunăre. Ideală, că are o grămadă de rezervă de putere, că e 10-28 de grame și îmi place vârful ăsta. Vârful ăsta te ajută să nu scapi peștele odată ce a pus gura pe nălucă. Vârful ăsta mai moale și permisiv te ajută și după aia intră greul la înaintare și poți să tragi de pești și de pești mare, adică să sperăm că vom prinde și știuci și mai îmbrăcate. Și na, trebuie să le forțezi un pic la un moment dat ca să nu intre în vegetație. Combinația asta vârf mai moale, mai permisiv cu după aia o rezervă de putere ridicată e exact ce se cere la tipul ăsta de năluci cu care pescuim noi. Woblere, oscilante, spinnerbait. Asta a fost mai mică. Lanseta fiind un pic mai lungă, de 7-6, 2,28 m, 2,30 m aproape. Și
și lansez mai bine, mai departe, controlez peștele mai bine și nu e așa de lungă încât să te incomodeze nici măcar din barcă. Pus pe o mulinetă cu Mitex și firul meu preferat, sufix 131 de 0.15 aproape. 0.146 parcă e, 0.14.6. Ce mă bucur să văd că se mai a început să se mai prindă, știu că pe lacurile din delta, ce mă bucur. Multe mici, dar e un început. E un început. Sperăm că nu vor fi căsăpite din nou. La depunere se fac aici cele mai mari masacre de știucă, când depun. Nici măcar nu interesează carnea de știucă, ci icrele. Știucilele și aruncă de multe ori înapoi, după ce le taie burta. De puțin astea sunt poveștile care circulă și sincer să fiu, la cum au arătat în ultimii 3 ani, știu că în delta Dunării, adică dispărută complet. Când se prindea una era zi de sărbătoare. S-a văzut și la concursurile care s-au ținut. S-a prins, știu că foarte, foarte puține. Anul ăsta, cred că și din cauza că au fost apele mai mari când trebuia, s-a făcut mai multă știucă și are început să se prindă știucă pe lacuri. Nu știu ce cred pescarii care vin aici, oamenii care locuiesc aici, despre ce aduce valoare acestei rezervații naturale, delta Dunării. Eu zic că unul dintre elementele principale sunt știucile de aici, sau știucile care au fost, știuca. Și a trebuit ocrotită de toată lumea într-un... Trebuie să fie prioritatea numărul 1 a noastră, a pescarilor, să ocrotim peștele astea. Pus o oscilantă mai mare să vedem dacă face diferența. Uite-o, uite-o. Știu că acum e după ea, dar e mică. E mică, nu știa ce să-i facă. De unde s-o apuce? A venit după ea. Dar nu știa exact de unde s-o apuce. Se tot uita, se tot gândea de unde s-o atace. Din față, din spate, din lateral. Ce să-i fac eu la asta? Foarte fain pește, foarte fain pește. Asta pare mai frumoasă, Dane. Pare mai frumoasă, înțepată superficial. Să o măsurăm măcar. Sare în barcă? Marchez și aici punctul. Las pe tine să... măsori. Vrei o poză? Hai să vedem cât are. Și eu zic la fel. Da. La limita, da, eu zic că are 45 asta, că e grasă. 46 chiar. Să avem poftă, zic, nu? Să poftim!
Trebuie să ne încărcăm puțin bateriile cu acest mic dejun hipercopios și continuăm după aia. Mărluță. Mărluță. Va trebui doar să pescuim în zone în care avem încredere. O să intre și mai mari. Mai mari însemnând peste 50, dacă ai noroc și peste 60. Și dacă ai super mare noroc, peste 70. De că la știu că momentan am avut mai multă activitate. Încă o mârlă. Pare că prinde mai bine când ne apropiem de mal. Și tot așa din zona malurilor am prins inclusiv și punctabile. E frumoasă. Un lanseu la buza stufului. Ideal. Oscilantă jucată incitant. Mai atacul lipsește. Atacul fulgerător, dar vine imediat. Vă promit că vine imediat și un atac. Pe un canal să vedem dacă nu găsim mai mari, dar se pare că nu. Se pare că dimensiunile sunt cam aceleași. Vă eliberez rapid. Nu vrea să dea drumul la guma asta. Sunt niște gume noi de la Rapala. Se numesc Crash City. Modelul ăsta îl folosesc și ca trailer. Da, niște gumă foarte bună de șaleu, fără apendice, fără tir. O știu culiță, o măsură, vă spun că are 42, zic eu. Nu, are 40, aproape 40. Du-te frumoasă, să mai crești, ne revedem la anul, peste 2 ani.
asta. O altă nălucă care pot pescui relativ bine sau cel mai bine. Vorba de iarbă și pescuit la știucă, așa, fără să iei multă vegetație pe nălucă, spinnerbait-ul. Da. Sunt niște spinnerbait-uri de la Storn, așa, cu paleta mare, care dislocă destul de multă apă și fac niște flash-uri foarte atractive. Și le pescuim pe lângă mar, cât mai aproape de mal, și sunt pâlcuri de astea de vegetație unde se ascund cu metrele. Eu sper să găsim totuși o zonă și cu știuși ceva mai mari. Am prins câteva punctabile, dar problema e că vatul nu prea colaborează. La vați am luat puțin, deși se pot activa și se poate schimba absolut totul la concurs. Am avut și niște bibănei pe aici. Oricum, zona arată bestial, deci este și curent. Ar trebui să le placă știucilor mari să stea aici.